Am plecat la drum cu Volkswagen Passat B8, ultima apariție de la Volkswagen. Știi ce s-a întâmplat în momentul în care s-a lansat mașina asta? Toată lumea a fost speriată de preț. Toată lumea a spus, wow, ce mașină frumoasă, dar în momentul în care s-au uitat pe catalog și au văzut la ce preț este acest model, s-au speriat. Adică s-au fost foarte multe situații în care atingea prețul unui C-clasă. Cu A4 nu mai zic, erau acolo, neck and neck. Modelul acesta cu care mergem noi acum, de nou, fără nicio opțională, se situează undeva la 32.000 de euro TVA inclus. Dacă adăugăm doar vopseaua perlată de pe acest model, prețul mai crește cu 1.050 de euro. Doar pentru vopseaua perlată, față de negru sau alb standard. Da, dar merită vopseaua, e foarte bună. E deosebită și rară. Da. Nu e ca și cum ai spune, uite, mi-am luat alt fel de culoare, nu mi-am luat standard, mi-am luat vișiniu. Vișinii sunt multe, da. Alb perlat sunt puține. Echiparea mașinii este cu motorul de 2 litri, nu e cea de 1.6. Avem 340-350 Nm, 150 de cai putere și, foarte important, avem un motor Euro 6. Se transmite puterea la roți prin cutia DSG 6+1 și teoretic, cel puțin, producătorul ne spune. De ce râzi? Deci tu vorbești și eu sunt ca coprezentatorul ăla, gen Daniela Cruz, care fac așa, adică. Dar nu e prompter. Că ele au nevoie de prompter și ca să dea din cap. Da, da. Exact, da. Cineva le spune, dă din cap.
Deși mașina are o tonă și jumătate, producătorul ne promite un consum de 3,9 urban și de 5% 3,9 extra urban și 5% urban. Da. Asta vom vedea. Bogdan, preia legătura. Nu vom vedea, sunt sigur că au dreptate, pentru că în momentul lansării cam astea au fost promisiunile Volkswagenului. Consum, siguranță, confort, tehnologie avansată și designul clasic specific nemțesc. De asemenea, tot la lansare, în campania de promovare, mașina a fost promovată ca mașină din clasa business. E concepută pentru, da, e concepută pentru niște oameni de afaceri. Nu neapărat ca mașină de familie, ca mașină de fițe. În cazul nostru fiind break, da, putem lua în calcul că e o mașină de familie. Cred că e cel mai versatil model. Mult mai versatil decât e Golf-ul, mult mai spațios decât e Tiguan-ul, că și Tiguan-ul e o mașină prezentabilă. Da. Dar nu scump cum e un Touareg. Că da. Și Touareg-ul poți spune că poți să faci orice cu el, mai puțin să parchezi în locuri foarte mici. Uh-huh. Dar costă. Touareg-ul nu ți le iei cu 30.000 nou. Da. Și cel mai important lucru cred la mașina asta e faptul că are o valoare de revânzare foarte mare. Bine, nu neapărat la Passat, în general cam toată gama Volkswagen are un preț de revânzare foarte bun. Adică o să iei mașina acum la 13.700 cu tot cu TVA și nu știu, peste un an, doi, nu o să pierzi așa de mulți bani la revânzare. Cel puțin pe zona noastră în Europa, Volkswagen e unul dintre producătorii care își păstrează, da, poate cel mai bine valoarea de revânzare. Știi că noi am făcut la un moment dat schița respectivă cu cum se depreciază și așa mai departe. Teoretic, această mașină ar trebui să fie pusă la vânzare undeva la 14.000 și la noi. Numai că acum ne-am hotărât să facem o promoție, că intrăm în luna, ne apropiem de luna februarie și să o catalogăm la un preț mai mic, la o ofertă de sezon, să zic. Punctul de ordine a fost confortul și pentru asta s-au îmbunătățit suspensiile, trenul de rulare și direcția. Cum ziceam, abatamentul s-a mărit distanța între roți, s-a văzut când am stat în spate cât de mult spațiu rămâne. De asemenea, se observă cât de mult spațiu rămâne între noi doi, între șofer și pasager, la fel și în spate între eventual doi pasageri, adică au luat și trei foarte lejer. Aici consola centrală este lată și la fel îți dă senzația de spațiu, ai confort, simți că stai bine cu picioare, nu îngrămădești pe nimeni și tot și în spate a rămas foarte mult spațiu. 20-25 cm între mine și banchetele din spate, asta în condiția în care eu stau în față și am înălțime destul de mare. Pe partea mea, toate patru geamuri electrice, standard la Passat, oglinzi încălzite, reglabile electric și rabatabil electric, senzor de ploaie, senzor lumini, senzor parcare, proiectoare de ceață, volanul este din piele și e dintr-o piele bună, are comenzi atât pentru pilotul automat cât și pentru sistemul de radio CD și în bord un display destul de generos care îți afișează informațiile în timp util. Ce aș avea de remarcat și pe urmă predau prompterul lui Bogdan, în momentul acesta avem o nouă opțiune. Dacă te uiți aici pe Passatul anterior, să știi că nu exista, în care mașina ți arată din ce cauză tu consumi mult când mergi. Na, Blue Trainer. Da, noi acum suntem cu un consum de 3,8 până în momentul acesta și din acești 3,8 o parte a mai mâncat aerul condiționat și o altă parte a mai mâncat încălzirea în oglinzi. Pentru că deși noi nu ne dăm seama, dar orice lucru faci, deși este electric, se reflectă în consumul de combustibil a mașinii, pentru că alternatorul trebuie să genereze mai mult curent pentru a compensa cu consumul generat de tine. Da. Producere de mai mult curent înseamnă ardere de mai mult combustibil. Păi și dacă oprim oglinzile, dă-le de pe electric. Da, acum sunt oprite, mai devreme au fost pornite, dar ea ți arată în continuare că ce ai făcut de în medie mașina consumă mai mult decât spune producătorul.
ca să trecem mai departe, în partea de sus ceasul, care este deja clasic pe partea de Volkswagen. Și foarte important, s-a redesenat bordul. Toată partea asta de climatizare vine cu o linie întreagă de la un capăt alt, întreruptă doar de ceasurile din bord. Asta a fost partea de design. Partea practică este faptul că atunci când dai climatizarea la un nivel mai mare, e mai silențioasă, o dată. Mult mai silențioasă. Și a doua mână, nu mai e senzația de curent, de vâjială în mașină, știi? Nu te mai bate vântul, nu-ți mai usucă ochii. Da, da, e mult mai silențioasă asta. Și aproape la masă. Acum e la masă. Și clar, e mult, 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 mult. Uscatul ochilor nu puteam să-l testăm, dar sunetul vedem. Da, nu, deci clar, e o îmbunătățire bine la treaba asta. E o treabă foarte deșteaptă. Scuză-mă un pic că te întrerup. Cât a spus Volkswagen consumă mașina? 3,9. Ia uite ce scrie acolo. 3,7. Da, ești parametri, normal. Asta nu înseamnă că dacă mașina nu o să te dai la ea, nu o să consume mai mult. O să consume, fii sigur. Păi acum o să mă și dau la ea. Da. Terminăm cu asta și pe urmă dau la ea sau? Da. Hai, dă-te la ea și pe aia te dau dătări. Știi ce se întâmplă? Gabi a făcut o chestiune foarte interesantă și pe ultimele filmări cu Hondele ne-a cronometrat timpul până la 100. Producătorul spune că această mașină atinge 100 în 8,9 secunde. 7. Nu? 8,7. Whatever. Hai să vedem. Ce mi-e 8,7, ce mi-e 8,9 acum. Să vedem dacă o mașină de aproximativ 3 ani și un pic, cu 170.000 de kilometri în bord, va mai reuși să-și mențină limita respectivă de timp. După ceas, avem senzor de parcare, butonul pentru parcare automată, avarii și backlights care avertizează dacă pasagerul are airbag-ul activat sau nu. Display nici prea mare, nici prea mic. E cel mic din gamă, da. Dar e net superior față de cele din generația anterioară. Exact, da. Cu Bluetooth, radio și diverse media, auxiliar, CD, văd aici, cred că are și USB. Uite-l aici, USB în tetieră. Coborăm mai departe. Sistemul de climatizare care nu s-a schimbat cu absolut nimic față de generația anterioară, aceleași trei butoane clasice, rotunde. Le-au mai retușat așa, mi-a dat puțin contur la ochi. Da, exact, da, da, da. Stânga-dreapta afișajul pentru grădele din mașină, butonul de pornire a mașinii, ceea ce e foarte fain pentru că Passat vine standard cu start-stop, nu mai există altă variantă. Și l-am mutat aici ca la Audi, dacă exact. Mă înșel. Și forma butonului și tipul cum e făcut, da, așa, da, da, e, da, foarte, foarte apropiat. Exact. Consola centrală cu... Am zis tot, consola centrală, nu e consola centrală, e locul în care stă cutia. Consola centrală. Da. Consola centrală, butonul de start-stop, frână de mână electrică, auto-hold, asistență la plecarea în rampă. Două cup holdere, unde stau lavalierile noastre. Cotiera reglabilă, față, spate și pe înălțime. Nu mi-am la lavalierea. Nu ți-am la lavalierea, nu știu tot asta. Și cam asta avem pe lista. Și trei zgârieturi pe planșa de bord. Ca să nu ne înjure lumea, sunt acolo. Da. Pe partea de siguranță, n-am zis. Avem 1, 2, 3, 4, 8 airbag-uri. S-ar putea să fie 10, unul să fie cu dublă deschidere. Whatever, oricum. Număra deja cu dublă deschidere. Oricum, sunt multe. Pe partea de siguranță, cei de la Volkswagen niciodată nu fac rabat, cu atât mai puțin pe... Passat, nu știu, poate pe Volkswagen Up sau poate pe Polo se mai zgârcesc cu chestiunile astea, dar pe Passat niciodată. ABS, ESP, ASR, asistență la frânare de urgență, cam tot ce ai nevoie pentru a te deplasa în condiții de maximă siguranță. O să testăm 0-100 de km la oră, unde Volkswagen promite 8,7 sau 8,9 secunde, după cum ați văzut deja ne-am contrazis cu tema asta, vom vedea exact cât. Și încercăm să facem lucrul ăsta pentru că în ultimul clip în care am testat în paralel cele două Honda, Gabi ne-a adăugat un timer pe ecran și mi s-a părut foarte interesant. Eu am să ies de aici ușor, în schimb nu am să las roata să se oprească complet, ci să meargă foarte, foarte încet, deoarece avem un patinaj foarte mare pentru că afară e gheață, polei, chestii de genul acesta și hai! Asta e. Da, cred că a scos.
vedem pe filmare. Ca notă personală, că am discutat, că e bine dotat, că e înaripat, că e rujat și așa mai departe. Ce simți tu ca și șofer, ca utilizator atunci când te urci în ea? În primul și în primul rând, îți creează senzația de mașină mult mai mare. Te face să ataci cu lejeritate drumuri mai lungi, pentru că poziția în scaun s-a îmbunătățit mult, a apărut și acest suport la genunchi, plus că scaunul este reglabil electric, l-a făcut mult mai confortabil. Nu ți-e frică să pleci până în celălalt capăt a țării, deși avem drumuri așa cum le știți cu toții. Antifonajul contribuie enorm de mult la calitatea mersului, la confortul pasagerilor, și el a fost îmbunătățit. Stabilitatea, datorită ampatamentului mărit, la fel, s-a îmbunătățit. Practic, pe de o parte, dacă stai să analizezi, cred că Volkswagen are un pic de dreptate atunci când a mărit prețul mașinii, pentru că și mașina s-a îmbunătățit față de P7. Da. Ai zis cam toate punctele ei forte, pentru că deși e mai frumoasă decât generația anterioară, nu designul e chestia cea mai interesantă, ci lucrurile care le-ai zis tu acum, mai devreme. Și ce n-ai zis? Calitatea de săvârșită a materialul de la interior. Unde te uiți, unde pui mâna, totul îți dă senzație de premium, de o mașină închegată, care nu are greiraș. Realizez, nu scârție, da. Nu bocăne, nu. Și realizez că noi acum testăm o mașină care are 170.000 de kilometri. Da, da, adică da. Nu am luat mașina de test drive din reprezentanță, exact, o testăm și wow, nu se aude greiraș. Normal că e nouă, atunci când e nouă nu se aude nimic. Dar ăsta e testul real al mașinii. Pentru că în toate editorialele a tuturor revistelor, emisiuni de automoto și așa mai departe, ei merg și testează mașini din reprezentanță, mașini cu aproape 0 km, unde tu acolo nu au pus să vezi cum se comportă, având în vedere că anvelopa e mai uzată, având în vedere că între timp a trecut peste 20.000 de milioane de gropi, da, și nu au auzit de după... Exact. 30.000 de kilometri. Cum a rezistat tapiseria? Exact, da. Și asta e foarte important, adică dacă ai putea să faci testul ăsta la 170.000 de kilometri, după aceea să vezi mașina de nouă, să arăți, bă, uite cât de bine se ține mașina. Da, atunci ar fi ceva pentru reprezentanță. Dar Volkswagen vinde foarte bine Passatul din istorie. Adică s-a văzut ce au făcut cu B6-le, s-a văzut ce au făcut cu B7-le și acum să vedem ce facem cu B8-ul. Deci, bravo. Per total, în concluzie, lăsând la o parte prețul, lăsând la o parte tot ce am discutat, se pare o mașină corectă. Din toate punctele de vedere. Da. Sincer, singurul lucru care ai putea să reproșezi acum mașinii ar fi că dacă ai fi luat-o de nou, ai fi dat 30 ceva de mii de euro. În afară de asta, serios, ce poți să-i spui de rău? Da, dar n-ai ce. Zis, după ce o testești, după ce mergi cu ești, după ce vezi ce poate după 170.000 de kilometri, îți dai seama că a meritat aia 30 ceva de mii de euro. Am zis, 2015, 2 litri 150 de cai, 170.000 de kilometri, 13.700 TVA în promoție, de la 14.300, vorbind de prețuri cu TVA inclus și deductibil. Pe parte de finanțare, ca persoană fizică, cu avans 0, ar trebui, ca să beneficiezi de partea cu avansul 0, ar trebui să ai venit minim de undeva pe la 4.000 de lei și rata lunară timp de 5 ani va veni undeva în jur de 1.500 de lei, parcă, de 5 ani. Până într-o 1.500, dar atenție, dacă nu aveți acest venit ca să vă încadrați la avans 0, puteți veni cu un cod debitor. Sau 2, sau 7. 3. Ideea e că acei codi... Ca acei codebitori să fie și ei angajați. Adică nu găsiți 3 buletine pe stradă și aveți senzația că o să vă finanțăm. Nu, trebuie să fie și ei angajați pentru a vă găsi soluții de finanțare. Da. Ca persoană juridică, avans minim 15%, asta înseamnă undeva la 2700 de euro și rata lunară de 220, la care se va mai adăuga casco obligatorie pe toată perioada contractului. În plus, pentru societăți nou înființate, PFA-uri nou înființate, întreprinderi individuale, cam orice formă de persoană juridică, avem orice formă de persoană juridică nou înființată, avem variantă de finanțare cu 30% pe 4 ani, finanțare garantată.
în cazul în care aveți orice fel de nelămuriri, orice fel de întrebare, vreți mai multe detalii, ne sunați, ne scrieți și să ne vedem cu bine în episodul următor. Pa! Pa!